Angajatorii gorjeniști caută personal în afara țării deoarece nu găsesc forță de muncă pe plan local. Agenții economici consideră că gorjenii au prea multe pretenții când vine vorba de angajare, iar muncitorii străini au acceptat fără probleme să lucreze pe salariul minim pe economie. Gorjenii spun că nivelul de trai este tot mai scump și salariul nu este suficient pentru a întreține o familie. Acesta este motivul pentru care mulți aleg să plece în afara țării. Artiștii trebuie să găsească locuri de muncă aici, bine plătite, bine conform pregătirii, că și noi aducem din alte țări, probabil și în alte părți se trăiește mai rău ca la noi. Că altfel nu văd de ce ar migra după un loc de muncă, nu știu cum să spun. Firesc că ar fi toată lumea să găsească în țară. Nu să nu plece nimeni dincolo, să fie o oportunitate, dar nu de nevoie. Adică bănuiesc că îi pleacă de nevoie, nu găsesc conform pregătirii, conform așteptărilor, conform muncii pe care o prestează. Asta cred eu. Credeți că tinerii pleacă să-și găsească un trai mai bun, deoarece aici salariile sunt tot mai mici pentru... Corect, da, da. Convins că de asta. Bine, e partea altă, poate spune ceva, patriotism, rămâi în țară, bine, că cine o ridică, adică nici prea multe doar cereri, ce oferi, cum a zis președintele american, nu ce cer tu Americii, ce oferi tu Americii, adică ce-ți oferă America, da, dar nu doar pretenții fără să oferi nimic în schimb. Adică, mă gândesc că merge și la noi, adică nu doar ce ne oferă România, să oferim și noi ceva, ce? Adică nu doar pretenții, asta gândesc eu. Dar credeți că străinii sunt aduși din afară deoarece ei nu au atâtea pretenții, adică sunt numai buni pentru angajatori? Cam după cum se vede pe la interviuri, că nu știu asta decât din mass media, da, și multă lume spune că sunt foarte muncitori, foarte ordonați, foarte supuși, foarte, foarte... Și atunci, câteodată poate îi preferă angajatorul pe străini decât pe români. Păi și pe români dincolo, crezi că îi acceptă sau îi preferă străinii că sunt frumoși? Nu, că muncesc mai puțin și poate prestează o muncă superior calificată decât a unui spaniol sau italian, zic și eu niște exemple, superior și ca efort și ca ore suplimentare, da, dacă acel ceva care îl trăiesc acolo e mult mai mult decât în România, pleacă. Au un motiv, pentru că, după câte am înțeles eu din ce se vorbește, mai bine sunt plătiți cei care sunt aduși afară decât românii care sunt de aici. Deci să se gândească bine. Ca să-i aducă, trebuie să se gândească și la ei, la familiile tinere, la copii. Dacă n-au pe cineva în spate, ei nu pot să supraviețuiască. Dar, după câte am înțeles, nu toți oferă condiții foarte bune pentru cei aduși. Dar ca salariu, cred că e mult mai mare decât... acelui care locuiește în România. Nu au angajat. Nu au atâtea pretenții ca noi, de aceea tot caută străini? S-ar putea să nu aibă, că sunt destul de amărâți unii. Ca și la noi, să zic. Dar în România, locurile de muncă cum le vedeți? Tot mai puține, tot mai rău? Eu cred că s-ar crea locuri de muncă. Foarte multe. Sunt multe de făcut, dar sunt prost plătite. Adică mai marii noștri nu se gândesc. Trebuie să le ofere condiții să muncească. Asta este, dacă sunt multe de făcut. Dar credeți că tinerii se mai orientează către locurile acestea unde este muncă? Nu prea sunt, nu sunt pregătiți. Nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Nu li s-a oferit o școală. Pe meserii, de meserii. Să știe și ce au de făcut, să-și vadă aptitudinile, să vadă ce pot face. Județul Gorj a rămas fără forță de muncă atât calificată cât și necalificată. Acest lucru îl confirmă și autoritățile, cât și oamenii. Sunt tot mai puțini specialiști pe plan local, iar marea majoritate dintre ei pleacă peste hotare, unde locurile de muncă sunt mai bine plătite. Sunt și gorjeni care preferă să ia ajutoarele de la stat și să stea acasă, decât să muncească pentru salariul minim pe economie.